Am cunoscut o tânără care avea mare evlavie la Sfânta Mare Mucenică Ecaterina. Ea mi-a povestit că, odată, stând de vorbă cu soacra doamnei la care lucra, i-a zis că ar dori să meargă și ea la Sinai, la moaștele Sfintei Ecaterina. Atunci acea doamnă a început să râdă și i-a zis: "Cum poți să mergi tu acolo, deoarece nu ai nici bani, nici acte? Asta ar fi imposibil. Dacă vrea Maica Domnului și Sfânta Ecaterina, mă ia pe sus și ajung acolo fără bani și fără acte. Cine merge acolo primește ca binecuvântare un inel și dacă o să vrea Sfânta, o să mă ajute și pe mine," a zis ea. În ziua următoare era 25 noiembrie, ziua Sfintei Ecaterina. Tânăra s-a dus la biserică împreună cu soacra doamnei. La sfârșitul Sfintei Liturghii, vede că se apropie de ea o femeie tânără, îmbrăcată simplu și modest, o privește cu blândețe și îi zice: "Știu dorința ta și știu că dorești să ai acest inel și Dumnezeu vrea." Nu a mai continuat, ci a pus pe deget un inel și a dispărut fără urmă, deoarece venise și doamna respectivă să vadă ce se întâmplă. Fata, luând inelul, simțea că plutește de bucurie. Apoi, ridicându-și privirea și vrând să-i mulțumească femeii necunoscute, nu a mai văzut-o. Dispăruse. A căutat-o prin toată biserica, dar nu a găsit-o. Atunci și-a dat seama că a fost Sfânta Ecaterina. Soacra doamnei, văzând aceasta, a rămas fără grai, nemai îndrăznind să zică ceva. Pe inel scria: "Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă!"